Bună ziua! Întâi de toate, doresc să vă spun bine ați venit la prima sesiune de lucru a Școlii Naționale de Vară de Gastroenterologie și Hepatologie din acest an. Și, în al doilea rând, sunt dator să mulțumesc celor care au organizat Școala de Vară și care s-au gândit să ne invite să împărtășim din experiența noastră pe domnul profesor Radu Badea și pe subsemnat. Tema pe care vom aborda este patologia biliară a colecistului și căilor biliare în relație, fără doar și poate, cu ceea ce mi-a pasionat o viață, și anume ultrasonografia. Voi urma un anumit plan, să spun așa, de curs, în care, pentru început, o să facem un foarte scurt rapel de anatomie și fiziologie. Voi continua cu elemente care țin de clinica și ultrasonografia principalelor afecțiuni ale colecistului, fără a avea pretenția că epuizăm subiectul, de la litiază și colica biliară și până la colecistită acută, de la unele afecțiuni cronice ale colecistului și până la tumorile veziculei biliare. Tot în același fel, vorbim despre clinică, dar vorbim mult despre ultrasonografie, voi aborda principalele afecțiuni ale căilor biliare, subîmpărțind ceea ce se întâmplă efectiv în clinică și în relație cu ultrasonografia, în icterele obstructive de tip acut, prototipul fiind icterul obstructiv litiazic, respectiv icterele obstructive lent instalate. Și cu acestea spuse, putem să facem un pas înainte, să ne aducem aminte, deși sunt convins că nu este cazul, foarte scurt, de anatomia arborului biliar, în care recunoaștem un teritoriu intrahepatic, respectiv un alt teritoriu extrahepatic, căile biliare intrahepatice fiind reprezentate de cele mai fine, mici spații biliare care se află în contact cu coloanele de hepatocite, care confluează progresiv canalicule care vor da naștere până la urmă căilor biliare intrahepatice segmentare. Acestea confluează la rândul lor, rezultă canalul hepatic drept și cel stâng. Aceste două canale fac parte deja din arborile extrahepatic, iar confluarea lor va da naștere ductului sau canalului hepatic comun. Abușarea cisticului este elementul reper care împarte hepatocoledocul, un canal hepatic comun și canal coledoc. Ductul cistic făcând legătura cu vezicula biliară, rezervorul fiziologic al bilei. Calea biliară principală, de fapt coledocul, progresează și se varsă în porțiunea a doua a duodenului pe fața sa medială, la nivelul ampulei lui Vater, nivel la care există un foarte scurt, de câțiva milimetri, canal comun a căii biliare principale cu ductul pancreatic major, cu ductul Virsung, element care este foarte important pentru unele aspecte pe care le întâlnim în diagnosticul, în imaginile ecografice care ne servesc pentru diagnostic. Și, în fine, la acest nivel, așa cum știm toți, este prezent un sfincter muscular activ cu un rol considerabil în fiziologia, în evenimentele motorii legate de arborele biliare. Chiar dacă nu facem fiziologie făcând ecografie, trebuie să ne amintim câteva lucrușoare despre secreția biliară și fiziologia veziculei respectiv sfincterului lui Ori. Secreția biliară, așa cum știm, este un produs al activității hepatocitelor și conține bila conținând apă, acid biliar, fosfolipide, colesterol, bilirubină conjugată, proteine, mucus și mai departe. Vezicula biliară este rezervorul fiziologic pentru secreția biliară care provine din hepatocit. Și acest rezervor sau activitatea sa motorie este guvernată puțin de nervul vag, dar îndeoseb de un hormon de proveniență adică enterală, duodenală, și anume colecistochinina, hormon sub a cărui acțiune vezicula biliară se contractă activ și evacuează
conținutul. Concomitent, același hormon acționează asupra sfincterului odic care se relaxează. Și astfel bila, stocată în vezicula biliară, poate să ajungă în intestin. Declanșarea secreției endocrine de colecistochinina este lansată de pătrunderea și prezența chimului gastric în duodenum. Toate aceste elemente au importanță în judecățile pe care le facem în legătură cu fiziologia și aspectele ecografice în anumite conjuncturi pe care le putem întâlni în practica de fiecare zi. Înainte de a trece la elemente de patologie, sunt dator să spun câteva cuvinte despre imaginea ecografică normală a colecistului, care reproduce efectiv anatomia acestui organ. Există o variabilitate interindividuală indiscutabilă în ceea ce privește anatomia colecistului și felul în care acesta arată în ecografie. De aceea, și știm la această oră foarte bine, mici septări sau cuduri la nivelul colecistului sunt foarte frecvente și practic nu contează. E o afirmație care poate să pară gravă, dar nu-i deloc gravă. Este rarisim ca o anomalie minoră a colecistului să fie contributivă pentru simptomatologia zisă dispeptică biliară a unui pacient. De cele mai multe ori, dacă așa ceva se întâmplă, e de vină patologia gastrică, duodenală, sindromul de intestin iritabil, dar nu neapărat acea minoră anomalie pe care am putea să o găsim ecografic. Colecistul, așa cum știm, arată ca o veziculă piriformă cu pereți ecogeni și conținut strict transonic. Și ceea ce este important este faptul că, din ecografie, nu putem să apreciem care este calitatea activității sale motor. Deci, trebuie să spun aici și voi mai spune, cred că odată la sfârșit, că nu putem din ecografia pe care o facem în fiecare zi și din faptul că vedem, de exemplu, un colecist mai alungit, să facem afirmația, cum se face pe toate gardurile și la toate televiziunile, că avem în față un colecist leneș. Calitatea contracției veziculare nu poate să fie apreciată pe morfologie. E o prostie. Pentru aceasta, sigur, trebuie să ne, dacă vrem să știm mai mult, trebuie să ne oferim mai mult timp, aproximativ o oră. Să acordăm, să rugăm pacientul să ia un prânz mai mult sau mai puțin colecistochinetic, dar în orice caz cu conținut lipidic, care prânz, după administrare, va declanșa întreg cortegiul de evenimente care va duce la contracția veziculei biliare, care în final își va restrânge în ecografie area de secțiune, de fapt volumul, și va ajunge la 45-55 de minute să își evacueze cel puțin 50% din conținutul inițial. De fapt, acesta este criteriul de normalitate. Unele vezicule biliare evacuează mult mai mult la o astfel de stimulare. 60, 70, 80% din conținut. Dar limita este de cel puțin 50% pentru a afirma normalul. În afară de evacuarea conținutului care este evidentă, evidentă pe secvențele seriate la 5 minute de obicei ale secțiunilor colecistului, deci în afară de aceasta, ceea ce se remarcă progresiv este schița de îngroșare parietală, care se vede foarte bine pe această imagine, uneori cu dublu contur concentric, eveniment care se datorează îngroșării parietale datorată contracției stratului muscular. Ei, dacă avem curiozitatea să vedem dacă o veziculă biliară este hipotonă, hipokinetică sau nu, putem să petrecem o oră cu pacientul și să ne demonstrăm acest lucru, adevărul asupra motilității veziculei biliare. Oricum, nu neg că hipotonia veziculară există, poate să existe, dar privește diabeticii cu neuropatie vegetativă, privește foarte rar pacienții sub tratament cronic cu octreotid și eventual, și spun eventual, face parte din cadrul mai larg a unei simptomatologii în care dispepsia este dată în primul rând de alte structuri
viscerale ale tubului digestiv, de fapt. Așa că n-aș mai afirma cu ușurință pe un tablou de tip disconfort în hipocondrul drept, balonare postprandială, greață și eventual migrenă, că avem gust amar, să nu uităm, că avem în față o veziculă biliară leneșă, indiferent de ce spun televiziunile. Și acum, legându-ne de lucruri mai serioase, să vorbim despre câteva dintre aspectele pe care le putem întâlni în ecografie, în patologia veziculei biliare și, sigur, să punem aceste aspecte în relație cu manifestarea clinică. Cea mai frecventă, de fapt, condiție pe care o și căutăm de multe ori la un pacient asimptomatic sau simptomatic prin ceva, de la durere și până la dispepsie, este litiază. Și trebuie să spunem, litiaza veziculară poate să fie pusă în evidență relativ cu ușurință. Relativ cu ușurință prin ecografie. Ceea ce este mai important decât aceasta, și am spus deja un cuvânt despre așa ceva, este faptul că aproximativ 75% dintre pacienții care au litiază veziculară de certitudine rămân asimptomatici pentru toată viața lor. Aproximativ 1-2% dintre aceștia pot să devină simptomatici pe parcursul vieții. Și când spun simptomatici, mă refer nu la evenimente sau acuze de tip dispeptic, ci la evenimentul colică biliară. Asta înseamnă litiază biliară simptomatică. Litiază însoțită de durere de origine biliară. Colica biliară o cunoaștem cu toții. Localizare inițială în epigastru, ulterior poate în hipocondru drept, cu iradierile cunoscute, cu însoțită sau nu și de alte evenimente, grețuri, vărsături, și care survine, și este un element clinic important, survine după un prânz. Poate nu neapărat colecistokinetic, dar un prânz. Pacientul mănâncă. Iar durerea de origine biliară în relație de cele mai multe ori cu litiaza și obstrucția pe care poate să o facă la nivelul căii de ejecție un calcul. Deci, această durere survine la interval de timp semnificativ după momentul mesei. La ore după momentul mesei, nu imediat după momentul mesei. Este un element clinic important. Așa cum știm din medicina clasică, uneori după cină copioasă, la cântatul cocoșii. În aceste condiții, în plină colică, în ecografie, constatăm de cele mai multe ori prezența hidropsului vezicular, adică un colecist rotunjit și cu un ax scurt peste 4 cm, constatăm de cele mai multe ori litiaza veziculară, uneori evident obstructivă, mai ales dacă avem hidropsul. Și putem să mai constatăm, dependent și de evoluția evenimentului clinic, martori ecografice a inflamației acute, și anume îngroșarea parietală sau și alterarea aspectului conținutului vezicular, martori ecografici de suferință asociată, cum este cea pancreatică, și, în fine, dacă evoluția se face către colecistită acută, atunci, eventual, și semnul Murphy, vom discuta imediat, la timpul potrivit, clinic și ecografic. Cea mai importantă complicație a litiazei veziculare o reprezintă, și cea mai frecventă, o reprezintă colecistita acută. N-are sens să disecăm foarte mult acest subiect, pentru că suntem colegi, avem aceeași formare și știm cam aceleași lucruri despre colecistita acută. Este în enorma majoritate a cazurilor secundară obstrucției ductului cistic și cel mai frecvent prin calcul. Este o afecțiune care se întâlnește adeseori în serviciile de urgență și care presupune mai multe secvențe foarte apropiate de evoluție, inflamația având un determinism inițial mecanic cu distensie, hiperpresiune, poate și ischemie parietală, cu o contribuție chimică prin factor tisular local și general, așa cum sunt prostaglandinele, și ulterior, dacă lucrurile continuă să evolueze și nu s-a intervenit și nu s-a ajuns oarecâtva în mod spontan la rezolvare prin dezobstrucția spontană a căii de ejecție,
grefă bacteriană, de obicei cu Escherichia coli și Klebsiella, dar eventual cu enterococci, streptococci, streptococci, stafilococci și chiar și anaerobi. Colecistita acută clinic are un tablou destul de sugestiv. Colica biliară este reprezentativă și severă la un pacient care a avut sau nu colici biliare în antecedente. Durata colicii, și important acest lucru, de obicei depășește 6 ore, depășirea acestui termen anunță, de fapt, evoluția către o colecistită acută, iradierea durerii este mai largă, grețurile, vărsăturile sunt mai frecvent asociate și, sigur, foarte important, la marea majoritate a pacienților este, evident, sindromul infecțios cu febră și frison. Din punct de vedere obiectiv, se palpează în unele situații vezicula biliară sub tensiune, sub rebordul costal drept, hidropsul vezicular, și manevra Murphy este pozitivă. Manevra Murphy presupunând poziționarea mâinii exploratoare a examinatorului sub rebordul costal drept în punctul cistic, invitarea pacientului să facă o inspirație profundă, condiție care exacerbează în mod evident durerea și care, de fapt, are relație cu micile semne de iritație peritoneală pe care le mai putem constata în unele situații. Din punct de vedere biologic, iarăși știm, pot să fie prezenți markeri nespecifici de inflamație, dar în urgență, că de multe ori despre aceasta vorbim, e prezentă leucocitoza, neutrofilia și un cortegiu de modificări enzimatice, de multe ori prezent cu hepatocitoliză, schiță de colestază, eventual cu creșterea enzimelor de origine pancreatică. Dacă este și o pancreatită acută biliară concomitentă, există și o astfel de pancreatită acută biliară în evoluție. Din punctul de vedere al ecografiei, modificările ecografice care pot să fie asociate acestui tablou clinic sunt foarte multe și foarte variate. Și fiecare are importanța sa. În primul rând, calculi. O să spuneți, bine, dar calcul pot să fie și în afara colecistitei acute. Da, asta este adevărat. Numai că, socotind etiopatogeneza unei colecistite acute, prezența litiazei atrage atenția asupra posibilității afecțiunii. În afară de calcul, sigur, hidropsul vezicular, așa cum am spus, care este rezultatul obstrucției la nivel cistic sau la nivel infundibular, prin calcul, în mod excepțional, printr-un polip colesterolotic mare fracturat, mă rog, acestea sunt rarități. În afara litiazei și a hidropsului, putem să găsim deja modificări care ne vorbesc despre inflamația parietală. Deci la un pacient care este simptomatic prin durere prelungită și prin sindrom infecțios, de cele mai multe ori găsim îngroșarea parietală, care poate să fie numai schițată și ipoecogenă sau poate să fie extrem de marcată, uneori cu neomogenități evidente în structura peretelui, aceste striații ecogene care se vizualizează pe imaginea pe care o ofer aici, fiind foarte specifice pentru colecistita acută. Concomitent, dacă evoluția bolii continuă, se alterează aspectul transonic al conținutului vezicular, pe de o parte datorită acumulării de slaci, pe de altă parte, de multe ori, datorită conversiei, transformării purulente secundare grefei bacteriene, prezenței unor detrite surfisulare, fragmente de mucoasă colecistică sau și chiar sângerare. Cu cât este mai severă colecistita acută, cu atât modificările ecografice, de cele mai multe ori, sunt și ele mai severe. De aceea putem să vedem îngroșări parietale impresionante, pseudotumorale, în aceste forme severe de colecistită acută, cu modificări parietale și intraparietale care pot să fie vizualizate foarte bine ecografic, de tipul ulceraților sau microabceselor intraparietale și, nu rare ori, în aceste forme severe de colecistită acută, deja pot să apară mici imagini de colecție în pericolecist, anunțând sau prefigurând perforația. Perforația nu este obligatoriu să o vedem ecografic, pentru că de multe ori
perforațiile sunt submilimetrice, nu avem noi pretenția aceasta. Dar uneori, perforația parietală în colecistite acute severe, în gangrenoasă, este atât de mare, are dimensiuni atât de mari, peste un milimetru, doi, astfel încât în unele secțiuni putem să o vedem. Așa cum se vede în această imagine, în care se vede și colecția murdară pelicolecistică care s-a realizat în urma perforării peretelui vezicular. Uneori perforațiile pot să fie impresionante mari, asta este centimetri, care de un centimetru, și condiție în care o bună parte din conținutul vezicular poate să se exprime exteriorul veziculei biliare, dând ca în acest caz un acces în patul veziculei biliare, de fapt un acces intrahepatic. Tot perforațiile și perforațiile largi sunt responsabile de fistulele biliodigestive, deci comunicările dintre colecist, respectiv un segment al tubului digestiv înalt, condiție care poate să conducă la apariția unei imagini aerice în căile, în colecist, de fapt, iar dacă cisticul este permeabil în căile biliare, dar în colecist, și foarte important, condiție care poate să constituie substratul pentru un eveniment de tip ocluzie intestinală, ileusul biliar, așa cum am învățat toți. În această condiție, deci secundar unei fistule biliodigestive, un calcul cu dimensiuni mari, vezicular cu dimensiuni mari, poate să pătrundă în tubul digestiv înalt și să progreseze până la primul obstacol pe care îl are de traversat, și anume valva ileocecală. De în ileusul biliar, acest calcul se blochează în valva ileocecală și este cauza tabloului de ocluzie intestinală care urmează. Uneori calculul poate fi vizualizat, așa cum se vede aici, și cu umbră amplă, la fel cum se poate vizualiza retrodilatația evidentă cu conținut fluid a ultimei anse ileale. Iar restul abdomenului, un tablou florid de ocluzie intestinală pe care, după câteva experiențe, putem să le recunoaștem cu toți. În colecistita acută, sigur, așa cum am mai spus, avem și semne clinice. Unul dintre acestea fiind semnul Murphy, pe care l-am descris. Semnul Murphy e un destul de bun, pentru ca să spunem că există o mare probabilitate să fie vorba de o colecistită acută. Dar nu e suficient de specific. Specificitatea lui crește însă, în mod evident, dacă facem același gest cu sonda de ecografie, cu transductorul de ecografie, poziționând transductorul la nivelul fundului colecistului, pentru că vedem, de fapt, imaginea colecistului și invităm pacientul sau pacienta să realizeze o inspirație profundă, moment în care durerea se exacerbează în mod evident. Cu alte cuvinte, semnul Murphy ecografic nu înlocuiește pe cel clinic, dar este evident mai specific pentru colecistita acută. Ei, legat de toate lucrurile pe care le-am povestit în acest moment, în relație cu modificările ecografice pe care le constatăm, putem să facem aprecieri orientative legate de forma anatomoclinică a colecistitei acute. În catarale, modificările ecografice pot să fie minime sau reduse, privesc numai volumul, distensia, hidropsul vezicular și poate o schiță de interesare de perete, de îngroșare de perete. Deci în colecistita acută catarală, modificările pot să fie minime. În formele acute flegmonoase, aș spune că în tabloul ecografic pot să fie prezente toate semnele pe care le-am descris. Hidropsul vezicular, modificările parietale, mai mult sau mai puțin complexe, modificările de conținut. Iar în forma acută gangrenoasă, există de obicei modificări majore care privesc peretele, conținutul, elementele care sugerează perforația, dar volumul s-ar putea să nu fie neapărat crescut, deci hidropsul să lipsească, pentru că o parte din conținut s-a evacuat fie în vecinătate, fie printr-o fistulă în teritoriul
digestiv. Și plecând de la toate aceste considerente, putem să apreciem că valoarea ultrasonografiei în colecistită acută este foarte mare, în diagnosticul colecistită acută. Aș putea spune că în urgență, prezența în mâna celui care face consultul a unei sonde de ecografie și cunoașterea unor elemente de bază legate de modificările care pot fi întâlnite, reprezintă o cheie a succesului, o cheie foarte bună pentru succesul diagnostic. Pentru că ecografia poate să ne ajute să facem un diagnostic rapid și precoce, pe care putem să luăm o decizie, de exemplu chirurgicală, împreună cu colegul chirurg, ne oferă și date orientative privind forma anatomoclinică și de gravitate a colecistitei și, sigur, ne vorbesc modificările ecografice și despre afecțiunile eventual asociate și despre și ne ajută să facem și diagnosticul diferențial față de alte afecțiuni. Cu alte cuvinte, dacă avem un anumit tablou de durere, poate chiar și sindrom infecțios în etajul abdominal superior și nu găsim absolut nicio modificare la nivelul arborului biliar și a colecistului, atunci e puțin probabil ca să fie vorba de o colecistită. Sigur, ecografia are și limite ca orice metodă. Unele semne sunt nespecifice, de exemplu îngroșarea parietală care poate să intervină, să apară, să fie prezentă în condiții care n-au nicio legătură cu colecistita acută, și anume hipoproteinemiile sau hipoalbuminemiile severe, în special la ciroticii cu ascită sau staza de origine cardiacă în teritoriul inimii drept. Îngroșările parietale pot să fie considerabile în aceste situații, dar în mod sigur nu au semnificație de colecistita acută. Iar în anumite condiții și mai ales la începutul experienței, ca să spun așa, ecografice, putem să acuzăm ecografia că uneori oferă un inventar lezionar incomplet, că nu poate vedea tot ceea ce se întâmplă anatomopatologic și că, în relație de multe ori cu starea precară a pacientului, putem să întâmpinăm dificultăți tehnice. Însă și leul subiliar și conținutul gazos al abdomenului ne-ar putea încurca. Și cu toate acestea, unul din lucrurile la care ținem toți cei care facem ecografie de multă vreme este acela. Ca prima examinare de ales după examenul clinic să fie o ecografie. Cu alte cuvinte, după ce am făcut consultul pacientului și poate continuându-l în timpul în care facem examinarea ecografică, să facem o examinare ecografică pentru întreg abdomenul, nu numai pentru ceea ce înseamnă teritoriul biliar, e o greșeală să faci așa ceva, dar să facem o examinare a întregului abdomen, dându-ne pe rând răspunsul la ceea ce ne așteptăm. Voi spune numai câteva cuvinte despre trei afecțiuni vezicolare cronice, colesteroloza, adenomiomatoza vezicului biliare și vezicula de porțelan. Colesteroloza este o afecțiune frecventă. Nu avem niciun criteriu ca să afirmăm vezicula fragă, deci colesteroloza difuză. În schimb, putem să recunoaștem polipii colesterolotici și artefactul în forma literei V sau în coadă de cometă. Polipii colesterolotici, aici sunt două imagini pentru așa ceva, sunt formațiuni hiperecogene, propriu-zise în lumenii vezicule biliare, rotunde de 2 până la 5 mm de obicei, pot să fie unice, pot să fie multiple, sunt fixe și fără umbră acustică. Asta face diferența față de calc. Artefactul cu forma literei V sau artefactul în coadă de cometă, care se vede în această imagine, este secundar prezenței intraparietale a unui conglomerat de cristale de colesterol într-o anumită dispoziție geometrică, care sunt responsabile de acest fenomen de reverberație. Nu are altă semnificație evenimentul decât că e vorba de colesterolism. Sau cu cea mai mare probabilitate vom vedea că și în adenomiomatoză ar putea să apară așa ceva, că e vorba de colesteroloză. Colesteroloza veziculară de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, este asimptomatică. Și legat de aceasta, conduită este cu certitudine conservativă, sigur, în absența litiazei veziculare simptomatice. E păcat să sacrifici, e o greșeală, să sacrifici un colecist funcțional
dacă găsești astfel de, numai astfel de modificări și nu există expresie prin colică biliară sau clinică prin colică biliară care să se datoreze ca. Adenomiomatoza vezicului biliare este o afecțiune evident mai rară, mult mai rară, care presupune ipertrofia circumferențială sau localizată a stratului muscular al peretelui vezicular. Eventual, în ecografie, pe lângă îngroșările acestea hipoecogene care aparțin peretelui stratului muscular al peretelui vezicular, putem să punem în evidență umbre acustice sau reverberații de tipul celor despre care am vorbit, produse de conținutul sinusurilor Rokitansky-Aschoff, care caracterizează anatomopatologic această patologie. Diagnosticul de adenomiomatoză e un diagnostic uneori dificil, pentru că nu putem să facem cu certitudine diagnosticul diferențial față de un cancer infiltrativ vezicular. În același timp, expresia este variabilă în relație, de asemenea, cu prezența sau nu a lichiazei și legat de această expresie variabilă și de dificultatea diagnosticului diferențial față de cancere, conduita de cele mai multe ori este de colecistectomie, ca să fie un lucru limpede. Vezicula de porțelan presupune o depunere intraparietală veziculară de serul de calciu, care poate fi parcelară sau circumferențială. În condiția în care este circumferențială, constatăm o hiperreflectivitate evidentă parietală cu umbră acustică amplă. Această imagine poate însă să fie dată și de o formațiune chistică corticalizată la fața interioară a ficatului. De exemplu, vă dau un exemplu, un chistidatic vechi, mort cu evoluție spontană spre moartea parazitului și calcefiere globală a peretelui parazitat. De aceea, prin ecografie nu putem să facem întotdeauna, a spune niciodată, numai prin ecografie, un diagnostic absolut corect. Pentru a face diagnostic corect, ne mai trebuie pe lângă ecografie o radiografie simplă abdominală în care opacitatea colecistului datorată prezenței serurilor de calciu intraparietal este evidentă și poate cel mai bine o tomografie computerizată în care modificările parietale datorate acestei impregnări cu serul de calciu sunt evidente. Vezicula de porțelan de cele mai multe ori este oligosimptomatică sau asimptomatică. Și cu toate acestea și cu toate că nu putem de multe ori în umbra acustică să vedem dacă sunt sau nu calculi, conduita este de colecistectomie și acest lucru este legat de riscul pe care unii dintre autori îl afirmă pentru adenocarcinomul vezicular în evoluție de ani de zile, respectiv colecistectomie, pentru că dacă există acest risc, colecistectomia se face pe veziculă biliară care cu certitudine nu poate fi funcțională, cu o veziculă biliară cu această impregnare calcară intraparietală nu mai are practic contracție fiziologică. Deci conduita, de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, este de colecistectomie. Vorbind puțin despre tumorile veziculare, trebuie să amintim în primul rând de polipul adenomatos. Polipul adenomatos, care apare ca o formațiune mai mult sau mai puțin rotundă sau ovoidă, cu hipoecogenă, cu diametre de obicei mai mari decât polipul colesterolotic, care pot să ajungă până la 10-15 mm. Și în legătură cu polipii, e bine să ținem minte că polipii cu dimensiuni peste 14-15 mm, solitar, sesil, cu bază largă de implantare și morfologie asimetrică, asociați lipiazei veziculare, important, au un risc de transformare malignă. Și din această cauză există suficienți autori care spun că mai ales în prezența lipiazei veziculare, astfel de leziuni să fie sancționate prin colecistectomie. Aici, în cea de-a treia imagine, se vede lipiaza și se vede o formațiune relativ mică, protruzivă în lume. Am crezut că am pus în evidență un cancer incipient, trebuie să recunosc.
văzându-se foarte bine că e o formațiune vascularizată, că ei se vede la un moment dat și pediculul, imagine sunt în powerbomb. N-a fost cancer, a fost un polip adenomatos, foarte bine însă că a fost operat pacient, am tranșat diagnosticul și cursul evolutiv a fost ulterior foarte bun. Carcinomul vezicului biliare are multe forme de manifestare din punctul de vedere al imaginilor, de la formele infiltrative sau cele polipoide până la cele vegetante sau invazive. Ceea ce merită reținut este faptul că masa tumorală este vascularizată, că masa tumorală se însoțește practic întotdeauna de litiază veziculară, litiaza veziculară fiind un factor promotor pentru adenocarcinomul veziculei biliare, că această tumoră digestivă este o tumoră foarte agresivă, păcătoasă într-un fel pentru că are posibilitatea să se dezvolte spre lumenul veziculei biliare, deci către interior, fără să deranjeze foarte mult lucrurile în jur, până în momentul în care ajunge să fie invazivă. Iar invazia se face, de obicei, prin patul veziculei biliare în ficat, respectiv spre chilul hepatic, când sunt interesate de cele mai multe ori căile biliare, arborile biliare extrahepatic în apropierea chilului, cu icter secundar și depreciere rapidă a condiției clinice a pacientului. De aceea, tocmai pentru că se poate dezvolta spre lumen, diagnosticul este de obicei tardiv. Și trebuie să facem, sigur, diagnostice diferențiale, așa cum am povestit deja, cu polipul adenomatos și, în mod excepțional, cu conglomeratele de sludge. Sigur, mai intră în discuție și altele, tumori care provin din ficat și care invadează vezicula biliară și în invers, și așa mai departe. Ceea ce ar fi de reținut până aici despre ce am povestit în legătură cu clinica și ultrasonografia veziculei biliare, ceea ce ar fi de reținut sunt câteva idei, după părerea mea. Unele sunt foarte ușor de înțeles și cred că pot să fie acceptate de toată lumea. În diagnosticul litiazei veziculare, acuratețea ultrasonografiei este foarte mare. Deci, practic, în 95-98% din cazuri suntem în stare să spunem este litiază veziculară. Sigur, litiaza asimptomatică însă nu are indicație chirurgicală. Are indicație litiaza care se exprimă prin colică sau complicații și în unele situații, pentru colecistectomie, unele situații particulare, și anume obezitatea morbidă, pacienții aflați sub terapie imunosupresivă cronică sau pacienții aflați în pregătirea unui transplant, de exemplu un transplant renal, o colecistită acută litiazică putând compromite, de fapt, succesul unei intervenții mult mai prețioase, cum este transplant. În afară de litiază, ecografia este foarte bună pentru diagnosticul colecistitei acute. Acuratețea atinge undeva 90%. Colesteroloza veziculară nu are indicație chirurgicală în absența litiazei simptomatice. Iar carcinomul veziculei biliare trebuie căutat la orice purtător cronic de calcul. Și încă o dată afirm un lucru pe care l-am spus la început. Substratul discinetic zis, discinetic bilial al unei suferințe dispeptice, nu se poate afirma prin ecografia simplă. Deci dumneavoastră care sunteți gastroenterologi și care toți veți practica și ecografie, vă rog să nu vă lăsați atrași de un astfel de diagnostic. Pentru că nu cred și nici nu putem crede, cred că niciunul dintre noi, că jumătate din nația asta română are veziculă biliară leneș. Asta trebuie dovedit. Și, repet, de cele mai multe ori, evenimentele dispeptice sau de tip migrenos care duc cu gândul la hipotonia veziculară fac parte din alte cazuri. Fie legate de tubul digestiv, fie legate de o migrenă boală cu manifestări digestive asociate. De aceea, din pricina tuturor lucrurilor pe care le-am afirmat, putem să spunem că ultrasonografia este prima metodă de ales pentru diagnosticul patologiei veziculei biliare și foarte important și este un lucru care trebuie să ne rămână în minte și în suflet, să înscriem ceea ce vedem în contextul clinic al pacientului. Mergând mai departe,
suntem datori să spunem număr de lucruri despre ultrasonografia principalelor afecțiuni ale căilor biliare, majoritatea dintre acestea însoțindu-se de icter cu caracter obstructiv și, sigur, de oarecare relație între evenimentele clinice și ceea ce găsim ecografic. Aici pot spune de la început că lucrurile nu sunt chiar așa de simple ca în cazul patologiei vezicului biliare. Explorarea căilor biliare intrahepatice, extrahepatice poate să fie un exercițiu suficient de dificil și presupune o anumită experiență. Dar totodată suntem datori că tocmai legat de această dificultate, pentru explorarea arborului biliar, avem la îndemână multe mijloace. Și aș spune că de cele mai multe ori ne folosim de toate sau de aproape toate. În primul rând, sau ca prim gest, nu în primul rând, ca prim gest de ultrasonografie abdominală, dar în unele situații de CT, în foarte multe dintre situații de colangiografia prin rezonanță magnetică, în premergător gesturilor intervenționale de ERCP și în anii mai din urmă, ca să spun așa, de ecoendoscopia digestivă, care are niște performanțe formidabile pentru ceea ce înseamnă patologia arborului biliar, în special în segmentele sale inferioare. Revenind la metoda pe care o iubim, și anume la ultrasonografie, ultrasonografia practicată imediat după examinarea clinică a pacientului ne poate pune în evidență câteva lucruri fundamentale pentru diagnosticul diferențial nu al icterului obstructiv, ci al icterelor în general. Pentru că dacă vom vedea că e biliare dilatate, atunci vorbim de un icter obstructiv, un icter mecanic. Dacă nu găsim căi biliare dilatate, atunci sigur este vorba despre alte, de cele mai multe ori, despre alte ictere. Poate să fie vorba de un icter hemolitic și o să spuneți, dar ce ne ajută ecografia în icterul hemolitic? Voi spune, mamea nu ne ajută. Pentru că pe lângă non-dilatarea arborului biliar vom putea constata, de exemplu, o splenomegalie pe care va trebui să o înscriem în contextul clinic și hematologic al pacientului. Sau căi biliare nedilatate pot să existe într-un pacient icter de tip hepatocelular într-o boală hepatică cronică, de exemplu într-o ciroză, în care ecografia poate să descopere și modificări hepatosplenice de circulație colaterală de tipul ascit. Și nu în ultimul rând, există ictere obstructive colestatice, fără dilatații de căi biliare, în boli cronice hepatice, de exemplu, prototip, dacă vreți, colangita biliară primitivă, vechea ciroză biliară primitivă, și în unele condiții cu totul particulare, de exemplu, ficatul de stază sau colestaza de sarcină. Dacă ne referim la ultrasonografie și dacă ne referim la icterul obstructiv evident, atunci ecografia este chemată și poate să răspundă la mai multe întrebări. Să spună dacă există obstrucție biliară, care este nivelul la care acționează obstacolul și care este cauza obstrucției. Și de cele mai multe ori poate da răspuns cel puțin la primele două întrebări. În același timp, ecografia ne poate ajuta să alegem o altă metodă imagistică complementară de examinare față de ultrasonografie. De exemplu, un colangioreme sau o ecoendoscopie. Dacă s-a confirmat obstrucția biliară, ne poate alege în anumite circunstanțe, ne poate ajuta în alegerea conduitei terapeutice optime. Și nu în ultimul rând, dacă s-a intervenit intervențional, aș spune, sau chirurgical, terapeutic, putem prin ecografie să evaluăm până la un punct rezultatele terapiei. Legat de cauzele obstrucției biliare, acestea sunt multiple și se suprapun în bună măsură pe patologia căilor biliare. Am ales această clasificare pentru că, de fapt, vom vorbi pe rând despre litiaza căii biliare principale, câteva cuvinte despre colangite, de asemenea, pe versantul icterelor cu progresiune lentă, care de multe ori însoțesc procese maligne, despre colangiocarcinom, tumorile ampulare și tumorile invazive, așa cum este cancerul pancreatic cefalic și știind și neuitând că mai există și alte condiții care pot să producă icter, dar
timpul pe care l-avem la îndemână nu ne permite să abordăm toate aceste entități. Licheaza căii biliare principale reprezintă, fără îndoială, cea mai frecventă condiție pentru icter obstructiv. Și este un icter obstructiv zgomotos și acut. Adică colica biliară tipică este de cele mai multe ori prezentă, icterul se instalează relativ rapid și este însoțit, poate să fie însoțit, și de alte simptome, cum sunt starea generală alterată, direcțiurile, vărsăturile. La un moment dat, martorii obstrucției biliare, și anume urinile închise la culoare, scaunele acolice, poate chiar apariția pruritului în datorat colestazei, și să nu uităm toate acestea, survenind la un pacient care poate are litiază veziculară cunoscută sau a fost operat pentru litiază veziculară prin colecistectomie. Evenimentul icter obstructiv de tip acut se datorează unui calcul obstructiv, sigur, în calea biliară pot să fie mai mulți, dar unui calcul obstructiv care ocluzează comunicarea cu duodenul brusc și această ocluzie biliară bruscă este responsabilă prin creșterea acută a presiunii în arborele biliar de simptomatologie și practic și de modificările biologice care se întâmplă în astfel de condiții. Din punct de vedere ecografic pe un astfel de tablou, putem să constatăm în vezicula biliar, pe de o parte distensia veziculei biliare, pe de altă parte calcul. Și aici aș vrea să spun că prezența litiazei veziculare nu înseamnă neapărat că obstrucția biliară este prin calcul. E o condiție posibilă, dar nu probabilă. În al doilea rând, dacă pacientul nu are niciun calcul în vezicula biliară, nu înseamnă că obstrucția biliară joasă n-ar putea să fie prin calcul. E posibil să fi fost unul singur care a plecat la plimbare și s-a blocat la nivel podian. Dacă punem în evidență modificări legate de litiaza ecografică, legate de litiaza căii biliare principale, atunci putem să vedem calculi ca concrețiuni ecodense cu umbră acustică, lipsiți cei obstructivi de mobilitate, de altfel e greu să dovedești mobilitatea într-o cale biliară principală, calculi care pot să fie mai mici, mai mari, uniți sau multipli și, important, în măsura în care sunt obstructivi, cu dilatarea mai mult sau mai puțin exprimată a căii biliare principale. Aici un calcul obstructiv, aici doi calculi în calea biliară principală, fără ca aceștia să fie obstructivi. Erau doi calculi mobili în epatocoledon. Calculii, am spus, pot să fie mici, așa cum se vede foarte bine în această imagine, un calcul lunguiesc, subțire, fără dilatare de cale biliară principală, cu umbră acustică netă, diagnosticul fiind foarte evident. În afară de calculii mici, care de obicei progresează și fac pasaj sau se blochează la nivel, se impactează la nivel odian, există calculi de cale biliară principală cu dimensiuni calcul cu dimensiuni considerabile ca acesta, care este evident opluziv și care se însoțește și de mici modificări parietale biliare care sugerează colangita asociată. Dacă vă uitați cu atenție, există schiță de îngroșare de perete și schiță de dublu contur parietal la nivelul distal de calcul al căii biliare principale. Și spuneam, există și calcul non-obstructiv, care eventual, în mod excepțional, se pot plimba un pic în calea biliară principală. Uitați-vă aici la acest calcul care, de fapt, plutește parcă în lumenul căii biliare principale. Diagnosticul de litiază obstructivă a căii biliare principale nu e un diagnostic ecografic ușor. Aș spune că, dacă ne referim în procente, undeva 60-70% din litiazele adevărate pot să fie afirmate sigur prin ecografie transabdominală. Numai 60-70%. Există dificultăți, există limite ale metodei, în special
lucruri pe care le-am mai spus, calculii mici, calculii înclavați în papilă, absența dilatării căii biliare principale, fereastra precară, tehnica de examinare insuficient de bună, pot să fie condiții care duc la eșec și care, în care să putem vedea dilatarea arborului biliar și poate lichiaza veziculară, dar nu putem să spunem cu certitudine cui se datorează, din ce cauză a apărut dilatarea arborului biliar. În plus de aceasta, trebuie să facem diagnostic diferențial față de mai multe entități, în primul rând, pancreatita cronică cu calcefieri multiple cefalice, uneori dând impresia că e vorba de un calcul care obstruează calea biliară principală. Uitați-vă și aici ce bine se vede, este același tablou. Respectiv, foarte rar, agrafele chirurgicale, care dau altfel de imagini, care sunt extra cale, de obicei extra cale biliară principală, și multiplele artefacte aerice cu proveniență duodenală din regiune. De aceea, în multe dintre situații este nevoie, dacă nu în toate, este nevoie de explorări mai performante, care să dea o certitudine. Dacă e vorba de lichiază și dacă e vorba de obstrucție biliară joasă, atunci ecoendoscopia. Și pentru tot ceea ce înseamnă ansamblu și lichiază, imagistica prin rezonanță magnetică, imagistica biliară prin rezonanță magnetică. O a doua categorie de afecțiuni despre care mi-am propus să spun câteva cuvinte sunt colangitele. Și sigur, aici lucrurile sunt diferențiate. Colangite ușoare și care traversează o evoluție numai de câteva zile pot să fie pur și simplu secundare efectului iritativ a unui calcul care a făcut, a traversat calea biliară principală. Deci secundare pasajului de calcul. De obicei, aceste colangite schițate nici nu au o expresie clinică particulară și nici nu dau imagini ecografice spectaculoase. Poate să fie prezentă însă prezent în tabloul biochimic sindromul de colestază, creșterea explozivă a transaminazelor, lucruri pe care le știu. În schimb, colangitele infecțioase, care înscriem, de fapt, angiocolita, pentru care clinic cunoaștem toți triada, Charcot, durere, febră, prison, icter, angiocolitele pot să ofere modificări, la fel cu colangitele din categoria celor autoimune sau și colangita sclerozantă primitivă. Aceste modificări privesc îngroșarea la peste 2 mm a peretelui căi biliare principale, pentru că acolo se vede cel mai bine acest eveniment, uneori cu schiță de dublu contur, iar dacă ne referim la arborele biliar intrahepatic, uneori, și nu este obligatoriu, chiar dacă există colangita, creșterea intensității ecourilor periportale intrahepatice, cu de asemenea un eveniment care iarăși se vede cel mai bine pe calea biliară principală, îngustarea neregulată eventuală a lumei. Dintre colangite merită spus câteva cuvinte despre colangita sclerozantă primitivă, care până la urmă are la bază o agresiune autoimună, care se caracterizează biochimic prin sindrom de colestază care precede icterul, iar imunologic prin prezența anticorpilor pe ANCA. Clinic, această colangită se asociază frecvent cu alte afecțiuni care au, recunosc, o patologie autoimună, în special, și este caracteristic cu rectocolita ulcero-hemoragică, chiar dacă aceasta este asimptomatică. Imaginile pe care le am aici mai jos sunt, de fapt, la un pacient la care s-a identificat o rectocolită ulcero-hemoragică oligosimptomatică, dar căruia i s-au pus în evidență mai înainte modificări biochimice de colestază și modificările de cale biliară, de perete de cale biliară principală pe care le ilustrez. Uitați-vă, vă rog frumos, aici ce bine se vede îngroșarea parietală cu lumenul redus practic la acolarea, la linia aceasta ecogenă rezultată prin acolarea celor două suprafețe de mucoasă. Același lucru aici, unde se vede mult mai bine îngustarea lumenului care însoțește îngroșarea evidentă hipoecogenă a pereților căi biliare principale.
cu un caracter evident neregulat. Dacă este vorba însă să, sigur, aici sunt imagini foarte frumoase și foarte sugestive, dar dacă este vorba să vorbim despre explorări mai performante, atunci cu siguranță colangiografia pe rezonanță magnetică, respectiv colangiopancreatografia endoscopică retrogradă, sunt mai performante. Între colangitele mai rare trebuie să amintim colangita hidatică, secundară rupturii chistului hidatic în căile biliare. Aici se vede o cale biliară principală evident dilatată, cu conținut mai ecogen, murdar, și cu prezența unei vezicule fice, care se vede, cred că, foarte bine. În mod cu totul și cu totul excepțional, alte parazitoze. Aici ceea ce vedem este o imagine foarte veche, recunosc și de proastă calitate, că n-am văzut nenumărate. Este un ascarid în intrahepatic, care seamănă până la un punct cu o cale biliară intrahepatică cu pereți modificați. Și, de asemenea, condiții care pot să conducă la modificări parietale și expresie clinică de colangită cronică sunt unele anastomoze biliodigestive largi înalte, caz în care conținutul ansei intestinale anastomotice poate să reflueze cronic și să constituie factor iritativ sau și de progresie de însămânțare bacteriană la unii pacienți pe calea biliară principală. În ultimul segment al abordării patologiei călilor biliare, vom spune câteva cuvinte despre tumori. În primul rând despre colangiocarcinom, care este tumora derivată din malignă derivată din epiteliul căilor biliare, care poate să aibă localizare extra sau intrahepatică, una dintre localizări fiind caracteristică la nivelul confluentului biliar, cunoscută sub numele de tumora Kletzky. Clinic, simptomatologia poate să fie oarecât variabil, ori până în momentul în care obstrucția biliară nu duce la icter, s-ar putea să nu avem decât manifestări nespecifice. Dar în momentul în care icterul se instalează, ca urmare a obstacolului biliar important, icterul este progresiv, evoluează pentru relativ multă vreme fără durere. Și un lucru important de adăugat ar fi faptul că în cazul localizărilor intrahepatice, dacă numai un segment sau două segmente sunt afectate prin tumoră, s-ar putea ca pacientul să nu fie, cel puțin inițial, simptomatic prin icter, restul ficatului compensând efectele obstrucției. Nu există markeri specifice, eventual antigenul carcinoembrionar poate să fie ușor crescut. Diagnosticul se bazează în ecografie pe evidențierea unei mase tumorale obstructive biliar cu ecogenitate variabilă, de obicei izoecogenă față de ficat. Cam puțin, de aceea, de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, este nevoie de tomografie computerizată, de examinare prin rezonanță magnetică, de ecoendoscopie și uneori de colangiopancreatografie endoscopică retrogradă, ca și să nu uităm că în situațiile de tumoră din această categorie intrahepatică poate să fie nevoie de biopsia ecoghidată. Aici trei imagini de la trei pacienți cu tumori Kletzky, deci tumor la nivelul confluentului, tumoră izoecogenă cu ficatul mare, cu retrodilatație foarte importantă a arborului biliar, tumora este considerabilă. Aici o tumoră evident mai mică, dar cu consecințe mari, cu retrodilatația arborului biliar în intrahepatic, tumora fiind situată în, iar dincoace o tumoră cu ecogenitate mai mare, evident mai mare, și cu siguranță mai rigidă, întrucât nu a permis expandarea completă a acestei proteze autoexpandabile care a fost montată endoscopic pentru terapia paliativă a obstrucției biliare. O formă particulară de colangiocarcinom este forma infiltrativă, care presupune manșonarea căii biliare principale, se vede foarte bine în aceste imagini. Un segment mai mult sau mai puțin important din calea biliară principală este ocupat de această masă, cu interfața acolării mucoasei C1
central, cu lumen practic pierdut, și în plus la această pacientă, era vorba despre o femeie, cu imagini de metastaze epatice și cu imagini de colecție peritoneală prin carcinomatoză peritoneală. Ajungem și la una dintre situațiile care sunt evident frecvente în practica sau relativ frecvente în practica clinică, și anume carcinomele pancreatice, cefalice, compresive sau invazive în calea biliară principală, responsabile de icter cu caracter progresiv, cu caracter obstructiv. Aici se vede foarte bine tumora mare, o tumoră mare, neomogenă, care este obstructivă față de calea biliară principală, evident dilatată, și care, despre care tumoră, trebuie să adăugăm un lucru pe care ecografiștii în general îl știu. Sigur, este o relație între dimensiunea tumorii și consecințele sale, dar chiar și tumori mici, tumori de aproximativ 1,5 cm, 2 cm, pot să facă obstrucție pe calea biliară principală. În același timp și important, trebuie căutat și vom găsi de cele mai multe ori semnul binomului, și anume dilatarea ductului concomitent a ductului virsul. Deci tumoră, coledoc dilatat, virsul dilatat. Aici nu mai avem întrebări care este localizarea tumorii. Tumora este localizată la nivel ampular. Și pentru că obstrucția este joasă, se dilată întreg arborele biliar. Aici se vede dilatarea hepatocoledocului cu dilatații de căi biliare intrahepatic, dilatații care privesc și versantul drept și versantul stâng al arborului biliar și care se însoțesc prin permeabilitatea cisticului de hidropsul vezicular, cunoscut de fapt de noi toți din clinică de la semnologie ca semnul curvazie terie. Deci dilatare de ansamblu a arborului biliar într-un neoplas pancreatic cefalic. Imagini absolut caracteristice. O altă condiție de obstrucție peria, adică ampulară, este reprezentată de tumorile ampulei bifacă, care pot să fie benigne sau maligne, și avem o seamă de criterii de diagnostic ecografic, fără ca ecografia să fie o metodă cu valoare excepțională pentru această situație. Vedem clinic icterul de tip obstructiv, constatăm dilatarea bruscă a căii biliare principale, putem vedea uneori tumora, putem vedea dilatarea arborului biliar și a ductului virsum, dar nu putem să spunem cu certitudine dacă este vorba de un ampulom sau o tumoră pancreatică cefalică. De multe ori, la acești pacienți se adaugă un sindrom anemic de tip feripriv, hipocrom microcitar, pentru că tumora poate sângera. Și e important de știut că nu contează că vom spune noi că e vorba de ampulom sau nu e vorba de ampulom prin ecografie, ci important este să indicăm explorările care contează pentru diagnostic. Endoscopia digestivă superioară cu biopsie sau și ecoendoscopia cu biopsie, care permite de fapt o certificare a diagnosticului. În ultimul rând, voi mai spune că și tumori intrahepatice, așa cum este hepatocarcinomul sau metastazele hepatice, pot să realizeze obstrucție biliară, fie în HIL, așa cum este aici, fie în intrahepatic, consecințele fiind icterul de tip obstructiv, cu toate manifestările sale clinice, respectiv biologice. Și atunci, în final, aș dori să rămânem cu câteva mesaje de valoare practică. Îmi place să spun că în fața oricărui sindrom icteric, oricărui și de orice etiologie, regula de aur este ca primul gest diagnostic după examenul clinic să fie ultrasonografie. Aceasta pentru că, sigur, lucrurile sunt legate de toate icterele, dar dacă ne referim în particular la icterul obstructiv, icterul mecanic, atunci ecografia poate să evidențieze dilatarea arborului biliar, care constituie modificarea de bază pe care trebuie să o identificăm în obstacolele biliare, permite stabilirea nivelului obstacolului într-o enormă majoritate de cazuri și poate prin aceasta să, prin evidențierea dilatării sau non-dilatării a arborului biliar, să orienteze rapid diagnosticul spre o afecțiune zisă medicală sau chirurgicală sau intervențională. În același timp, trebuie să nu uităm că lucrăm cu pacienți
Și fiecare pacient are tabloul său clinic și particularitățile sale. Și aici, în aceasta, stă de foarte multe ori frumusețea interpretării imaginilor ecografice în relație cu ceea ce ne transmite clinic. Astfel, în icter obstructiv pot exista dilatări de căi biliare fără icter. Înainte am spus icter obstructiv. Hai să zicem, acest lucru se poate întâmpla în stadiul precoce sau acut al obstrucției. Există obstrucție, vedem dilatări de căi, dar icterul încă n-a apărut. O să apară în orele, zilele următoare. În al doilea rând, există pacienți cu dilatare evidentă de cale biliară principală până la 9-10 mm la nivelul coledocului, fără semnificație de obstrucție. Acest lucru se știe, poate să survină, postcolecistectomie, la ani de zile postcolecistectomie, sau la pacienții de vârstă înaintată, peste 70-80 de ani. Și, în plus, putem fi în fața unui sindrom de icter obstructiv net, dar fără dilatări de căi biliare. Și această situație poate să fie întâlnită în colangita biliară primitivă sau ciroza biliară primitivă, în hepatopatie acute sau cronice cu colestază, în colestaza de sarcină. De aceea, prin tot ceea ce am spus despre ultrasonografie și patologia căilor biliare, trebuie să ținem cont de faptul că acuratețea diagnostică a metodei e variabilă. Variabilă în funcție de condiție și variabilă în funcție de examinator și de particularitățile terenului celui pe care îl examinăm. Astfel există situații în care nu putem afirma cu certitudine litiaza, dar nu-i mai puțin adevărat, există situații în care putem spune cu certitudine că este vorba de un cancer pancreatic cefalic, chiar dacă vom mai utiliza și alte metode de diagnostic. Să nu uităm că tocmai aceste limite ale ultrasonografiei pot și trebuie să fie depășite utilizând metodele imagistice moderne actuale. Să nu faceți economie de metode când este vorba de patologia căilor biliare. Un diagnostic precis și complet contează foarte mult pentru terapie. În același timp însă, cu toate că avem și alte metode de diagnostic, vă rog să respectați regula de aur. Și regula de aur este cea care ne spune că în fața unui pacient icteric, prima examinare ar trebui să fie, după examenul clinic, ultrasonografie. Și am dorit să vă împărtășesc toate aceste lucruri, care decurg, sigur, și din cărți citite, dar decurg foarte mult din experiența pe care am acumulat-o în cei 40 de ani de clinică medicală și peste 30 de ani de ultrasonografie, foarte multe dintre situații petrecându-se în urgență și fiind până la urmă rezolvate împreună cu colegii chirurgi sau cei care practică ecografia intervențională. Și endoscopia intervențională. De fapt, aceasta am văzut. Endoscopia intervențională. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Doresc tuturor o zi bună. Să-l ascultăm pe domnul profesor Radu Badea în continuare. Mulțumesc.